Haideți să explicăm în ce constă efectiv epilarea cu laser, la ce trebuie să se aștepte pacienții care vin pentru o asemenea procedură. Epilarea cu laser presupune îndepărtarea firelor de păr nedorite prin efectul laserului. Are la bază un principiu sofisticat denumit fototermoliză selectivă, ceea ce înseamnă că radiația laser este astfel aleasă încât să interacționeze cu pigmentul care se găsește în rădăcina firului de păr, pigment care se numește melanină, și în momentul în care se întâlnesc, rădăcina firului de păr absorbe toată energia laserului, se încălzește și este distrusă. Din acest motiv, firele de păr care sunt mai groase și mai negre absorb energia mai repede, mai ușor și sunt distruse mai repede, iar firele de păr care sunt mai deschise la culoare absorb mai greu, necesită energii mai mari care trebuie folosite cu prudență ca să nu ardă și pielea de la suprafață și necesită mai multe ședințe ca să poată fi îndepărtate pentru că nu conduc energia către bulbul pilos. De câte ședințe este nevoie în mod normal? Epilarea laser se face în principiu pentru trei motive majore. Unul este când vrem să îndepărtăm fire de păr de pe zone care nu sunt caracteristic feminine și unde ele au apărut în mod patologic, mustață, barbă, sâni, în care mimează cumva un profil masculin și care de obicei se datorează în mod real unor dereglări hormonale serioase cu creșteri de hormon masculin în corpul femeii. În aceste cazuri, numărul de ședințe este foarte mare, poate fi chiar nelimitat, pentru că dacă bombardamentul hormonal continuă, noi fire de păr se recrutează dintre firele dormante care se găsesc în profunzimea pielii și sunt generate în permanență fire noi. Se ajunge la un moment dat la un echilibru, pare să se fi liniștit toată problema, iar după un timp se constată că reîncep să apară fire groase. Acelea nu sunt vechile fire, ci sunt fire noi care au apărut sub influența hormonilor. Din acest motiv, în aceste cazuri se indică un consult endocrinologic sau ginecologic la un ginecolog care să aibă competență în endocrinologie ginecologică, în așa fel încât să se descopere în mod real cauza și să se trateze și cu tablete care să blocheze hormonii și care să ne ajute să nu mai producem fire de păr pe aceste zone. O a doua cauză, un al doilea motiv este epilarea de pe zone în care, să zicem, social femeile nu acceptă să aibă fire de păr. Axila, gambele, zona inghinală, nu ne permitem să ieșim la plajă sau pe stradă cu fire de păr groase și vizibile pe această zonă și atunci acesta este un motiv de epilare mai degrabă în scopul de a scăpa de metodele clasice care sunt dureroase și fiind repetitive toată viața sunt neplăcute. În aceste cazuri, dacă nu există probleme hormonale, numărul de ședințe este de regulă mult mai mic, undeva între 6 și 10 ședințe. Un al treilea motiv este atunci când ne cresc fire de păr pe sub piele, fie la bărbați în zona gâtului, la limita cu gulerul cămășii, fie la femeie, de obicei în zona inghinală sau pe gambe. Aceste fire de păr care cresc sub piele generează inflamație, noduli care sunt dureroși și lasă urme colorate și sunt foarte neplăcuți estetic, mai ales pentru femei. Și în aceste cazuri, numărul de ședințe este de regulă mic. De asemenea, în jur de 6 ședințe, ca să poți să distrugi firele acelea de păr, care de regulă sunt groase, deci absorb de regulă lumină bine și trec destul de repede. Nu este pielea afectată? Pielea nu este afectată decât dacă este bronzată, pe scurt, sau dacă pacientul cumva ia o medicație care este fotosensibilizantă, adică face să se absoarbă și în piele radiația aceasta care se întâlnește cu pigmentul din piele, că din acest motiv nu se poate folosi la persoanele care sunt bronzate. Ele au o cantitate mare de melanină în stratul bazal al epidermului și în acel moment radiația laser se oprește în această melanină, o distruge, deci produce o arsură la suprafața pielii, se consumă acolo și nu mai ajunge la rădăcină. În felul ăsta avem efecte adverse fără să mai avem efectele pozitive. Deci se indică în principiu ca bronzul, ultima ședință de expunere la soare, să fie undeva în urmă cu 6 săptămâni față de momentul în care începem
ședințele de epilare. De asemenea, pacienții care iau medicamente fotosensibilizante, dau câteva exemple, sunt unele antidepresive, unele antibiotice, extractul de sunătoare la cei care beau multe ceruri de sunătoare sau iau capsule cu sunătoare, care e un foarte bun echilibrant psihic și este foarte răspândit ca administrare în ultimul timp. Și, de asemenea, sunt pacienți cu boli mai grave care sunt agravate de lumină și care au contraindicație. Alte efecte adverse nu se produc. Și ar trebui să se protejeze cumva imediat după o ședință pielea sau în afară de expunerea la soare? Asta, da, clar. Expunerea la soare este interzisă practic pe toată durata ședințelor de tratament, deci cu 6 săptămâni înainte și până când încheiem ultima ședință, este interzis să ne expunem la ultraviolete. În afară de acest lucru, la persoanele care fac un pic de înroșire, de inflamație în momentul în care se produce ședința laser, pentru că, v-am zis, rădăcina firului de păr se încălzește și la persoanele mai sensibile există posibilitatea ca această încălzire să se manifeste prin mici puncte roșii, care trec și spontan, dar dacă, să zicem, pacientul este deranjat, există creme care calmează aceste iritații. Există zone de pe corp unde nu se poate aplica această terapie sau... Dacă se adecvează, dacă se aleg bine parametrii, se poate face pe absolut orice zonă, inclusiv în jurul sânilor, inclusiv pe zonele de semimucoasă, în zonele mai intime, se poate lucra. Și este adevărat că părul blond de pe corp nu poate fi sau nu este recomandat să fie epilat? Recomandat ar fi, doar că nu toate tehnologiile pot să fie folosite pentru părul blond, exact din motivul pe care vi l-am spus mai înainte, pentru că în firul blond nu există melanină și atunci trebuie să ridicăm foarte mult cantitatea de energie, riscând în felul acesta să agresăm totuși și pielea de la suprafață, chiar dacă ea nu este bronzată. Un pic de pigment avem cu toții, cel care ne dă culoarea naturală la piele. Atunci, dacă persoana este blondă, dar nu chiar foarte albă la piele, există riscul să se ardă pielea și să nu se ducă firele de păr. Dar există tehnologii care sunt ceva mai selective, deci nu lumina înalt pulsată, ci, de exemplu, laserul cu diodă, care merge și pe fire închise, pe piele închise, care de asemenea sunt un risc, și pe fire de păr mai deschise, pe o piele, să zicem, normală. Fototipul normal românesc. Dumneavoastră recomandați aparatele acelea care se pot lua acasă și imită sau... Trebuie să înțelegem că ele au fost, de exemplu, aprobate de FDA, deci de agenția americană, care de regulă nu aprobă decât aparate care sunt relativ sigure, dar ca să ajungă la acel grad de siguranță, le-a scăzut foarte mult puterea. Deci producătorul a fost silit să scadă puterea aparatului la un nivel la care, în principiu, să nu mai poată să facă mare rău în mâna unei persoane neavizate, neprofesioniste. În felul acesta, un aparat din acela necesită multe ședințe ca să ajungi cam la același rezultat. Dacă forțezi și nu-ți estimezi suficient de bine tipul de păr, de piele sau intervalul acela liber de la ultima bronzare, poți să produci arsuri serioase. În principiu, noi nu le recomandăm și nu doar din motive de concurență, ci din motive de sănătate pentru pacienți. E mai bine să fie evaluat de un personal medical în momentul în care faci ședința. Este într-adevăr definitivă procedura asta? Termenul corect este de permanentă, în sensul că acele fire pe care le-am distrus nu se vor mai reface niciodată, dar pot apărea fire noi, după cum v-am spus. Deci, definitiv, o zonă poate să rămână fără fire de păr dacă nu sunt cauze interne care să genereze fire noi, dar poate să și capete fire noi dacă sunt probleme hormonale.